Iisuse Hristoase, Dumnezeu întrupat și Duh al adevărului, Cel ce existi în toate cele atinse și neatinse, primește-mă și astăzi înaintea Ta și ascultă-mi rugăciunea. Primește recunoștința și mulțumirea mea pentru că mi-ai dăruit această zi și ajută-mi să o petrec cu Tine în gând și în suflet. Nu mă lipsi nici azi de binefacerile Tale, cele care îmi aduc liniște și împăcare, și îndrumă-mă Tu pe cărarea ce duce către împărăția Ta, căci vreau să petrec o veșnicie alături de Tine, Doamne, și mântuit să mă găsesc la sfânta judecată de apoi. Amin. Binecuvântat fii Tu, Doamne, pentru că m-ai binecuvântat pe mine cu darul acestei zile. Dumnezeule, Cel ce faci lumină în inimile cele purtătoare de umbre și dai sănătate și vrednicie celor ce urmează îndemnele Tale, ajută-mă ca să pot duce și astăzi la bună împlinire toate cele pe care mi le-ai încredințat și arată-mi drumul pe care să pășesc pentru a mă apropia și mai mult de Tine. Ferește-mă de capcana păcatului, fă-mă biruitor în fața ispitei și nu mă lăsa să uit că prin voia Ta se înfăptuiesc toate și că deși unele lucruri sau situații par pe moment greu de înțeles și de acceptat, Tu știi care e rostul lor, Doamne, și care sunt tainele lucrării Tale. Ține-mi, Doamne, mintea neîndoită în fața măreției Tale și nu mă lipsi de mila Ta. Amin.